alături de o mulțime de oameni mișto. O blondă, un bărbat bine, o roșcată. Bună seara, Mihai. Nu știu, că am îmbătrânit și nu mai văd la distanță. Bună seara, Mihai. Da, alături de mine sunt Laura, Raluca și Liviu Teodorescu. Bună seara, dragii mei. Bună. Bună seara, Mihai, te pupăm. Bună seara, salut, bună salut, seara. Salut. Ceea ce vă doresc eu. Ce faceți? Cu ce ocazie v-ați adunat? Aici avem detalii nu neapărat din lumea mondenă, ci din lumea muzicală. Ne-am adunat cu ocazia începerii, oficial începerii școlii Stage Academy. Sezonul de toamnă-iarnă 2017. Iuhu! Și o petrecere mare. Noi ne-am retras așa ca să putem să vorbim cu tine și să te pupăm. Asta e studioul, da, în care... Da, cred că o să luăm la un moment dat camera să-ți arătăm ce se întâmplă pe acolo. Asta e studioul în care lucrează elevii voștri sau... E unul dintre studiouri, da. Studioul în care înregistrați voi artiștii. Da, aici înregistrează elevii noștri. Înregistrează și elevii noștri, înregistrează și artiști. Se compune foarte mult aici. Ce să descoperă, se descoperă foarte multe talente, că de asta am venit cu toții, să descoperim talentele. Și am văzut pe aici oameni pe care deja îi știm și care vin aici să se pregătească pur și simplu, ceea ce mi se pare foarte tare. Domnul Liviu Teodorescu, adevărul că dumneavoastră cu acel parpalac pe care îl purtați în această seară, mi-aduceți aminte de profesorul meu de religie din liceu. Vorbesc serios, deci ai... era cel mai cool. Vorbesc serios, era cel mai cool. Dar șosetele astea... șosetele de ce ți-aduc? Exact așa. Avea și șosetele. Da. Exact așa, urban. Mamă, se nene, așa. Bine, era înseamnă cool, că... înseamnă. Da, foarte cool. Înseamnă că era un profesor cool, da, de religie. Da. Dumneavoastră ce predați acolo? Da, e tare, înseamnă civică... că mă ajută Dumnezeu. E bine. Educație vocală. Aha. Niște lecții de chitară. Voce la voci trag. Da, niște lecții de chitară, de pian, dacă vreți. Suntem aici. Am înțeles. Și Raluca e profesoară de biologie. Nu știu, am zis și eu că mi-aduce aminte profa mea de biologie. Nu, Raluca a venit să descopere talentele, să vadă ce mai poate să fure de pe aici. Să ducă la ea la studio. Nu, în primul rând o susțin pe Laura în tot ceea ce face și pentru că... Da, și pentru că și ea mă susține pe mine, sunt alături de ea în orice face. Și bineînțeles am venit să descoper talentele noi. Super tare. Laura este doamna directoare, acum nu trebuie să vă mai spun lucrul ăsta, că deja știți, se vede și după cum este îmbrăcată. Da, îmbrăcată. Vă rog frumos, da, nu se, da, se poate, da, da, eu sunt. Are, se vede că ea primește mai mulți bani care sport de director. Eu, cu de ce director... profesoară de-a ta semen? Are funcție de conducere. Cu ce directoare, de ce directoare ți-aduc aminte? N-am avut de-aia din generală, liceu? N-am avut nicio profesoară ca tine, deși mi-aș fi dorit. Laura. Păi nu e târziu, Mihai! Școala noastră, Stage Academy by Laura, are porțile deschise chiar și pentru tine. Da, tocmai ziceam că săptămâna asta împlinesc de două ori majoratul, deci aș putea să fac un debut 50+. E perfect, deci e vârsta perfectă. La mulți ani! Mulțumesc frumos! Și dumneavoastră la fel, să rămâneți la fel de tânără și inspirată. Laura, dintre toți profesorii de acolo... Mulțumesc! Care este cel mai... lipicios în relația cu copiii? Ah, e foarte grea alegerea. Nu e ușor de lucrat cu ăștia mici. Foarte grea, pentru că avem numai profesori foarte tineri. Avem profesori care au fost în finala Vocea României, avem profesori care au fost în finala X Factor. Și chiar pregătesc elevi de la noi de la Stage care ajung în aceste competiții. Și, bine, nu pot să vă dau prea multe detalii, o să vorbim așa pe parcurs. Auzi, da, voi, că tot v-am prins împreună, ce amintire aveți cu primii profesori? Suntem care... toți tineri, asta e ideea, toată lumea e tânără, e fresh. Absolut, e pe mult fresh în seara asta. Ce amintire aveți cu profii care v-au... Fresh. V-au insuflat dragul ăsta de muzică, de a face treabă în industria asta? Te bătea la degetele? Păi, uite, eu am fost descoperit în clasa 1 de domnul profesor Cristian Argenteanu, care era, Doamne ferește să-l super pe domn profesor de asta muzică. Ferească bunuțul Dumnezeu. Dădea cu linearul la degetele? Avea un stil să te facă să te simți prost. Dădea cu vorba.
Aha. Mai dădea și cu pălmuța. În mine n-a dat, că eram foarte orgolioasă, dar și foarte bine pregătită. Și avea cele mai tari bancuri posibile. Deci am avut o perioadă foarte frumoasă. Chiar îmi doresc să ajung pe la gala și să-l mai revăd pe domn profesor. Vreau să-i mulțumesc, de câte ori prind ocazia îi mulțumesc domnului profesor, pentru că în pofida tot ceea ce au încercat oamenii din jurul meu, el a fost acolo, m-a susținut și m-a pregătit și mi-a spus că voi fi un artist de care familia mea va fi mândră într-o zi. Fine. Și mulțumesc, domn profesor. Fine. Ați avut dreptate. Liviu, dumneavoastră? Mama e foarte mândră. Pe mine învățătoarea m-a descoperit în clasa 1, tot așa. I-a spus mamei că am voce și că trebuie să mă ducă undeva la canto și mama a luat-o foarte în serios și m-a dus la canto. Nu știu ce părinte întreg la cap face asta, pentru că teoretic vrei ca copilul tău să fie doctor, inginer, corect, habar n-am. Pe mine m-au dus la canto, ai mei și-au ținut foarte tare de treaba asta și le mulțumesc din suflet. Ei sunt cei care au întreținut talentul ăsta al meu și da, cam inconștienți ce-i drept, da. Dar mă bucur din suflet că m-au ajutat enorm și mă susțin în continuare foarte mult. Frate, tu mănâncă matematică pe pâine și pe tine te-au dus la canto. Adică să chiar așa, să fii oaia neagră a familiei, să... Da. Da, trebuie să fie unul real și unul uman în familie. Unul cu picioarele pe pământ și altul cu... Bine, amândoi suntem cu capul nori, că avem peste 1,90 amândoi, deci practic amândoi suntem cu capul nori, dar ele mai cu picioarele pe pământ decât mine oricum. Pe Raluca nu o întreb, pentru că pe Raluca o cunosc din vremea în care, cânta pe la festivalurile astea orășenești. Începeam așa. Mai ții minte, da, când... Da, exact. În schimb, pot să spun ce îmi spunea profesorul meu de vioară. Așa? De fiecare dată venea cu unghiera la ore, pentru că nu-mi tăiam unghiile în așa fel încât să pot să pun buricul degetului pe coardă. Mam. Deci era îngrozitor. Dar îl iubesc și îl respect în continuare pentru tot ce a făcut pentru mine. Și cum spunea și Liviu, mama a fost cea care a fost lângă mine dintotdeauna cu muzica. Fain, foarte fain. Astea sunt poveștile care i-au făcut mari pe acești artiști. Și oamenii ăștia în momentul ăsta cumva investesc în generațiile care vin după ei. Nu existau astfel de școli, nu existau posibilități în copilăria lor să mergi să înveți de la artiști deja consacrați. Astăzi, drumul ăsta e mult, mult mai simplu. Abar n-aveți câte șanse au ăștia mici. Astăzi există această posibilitate și aici la Stage Academy cred că sunt toți tinerii care vor să învețe muzică, sunt foarte bine primiți. Sunt convinsă că Laura are grijă de ei așa cum trebuie și mi-i transmite mie mai departe să le dau muzică și să facem... Exact. Să facem piese. Yeah. Aveți pe alese, dragilor. Da. Veniți să vă dezvătați. Da, cred că ar veni și tătici la lecțiile astea, pentru că sunt convins că tătici acum când se uită și aduc aminte de profesoara care intra cu catalogul și striga acolo unde se deschidea catalogul. V-am pupat, vă mulțumesc mult de tot, petrecere faină acolo, știu că urmează să vină și alți colegi de breaslă, oații, înțeleg. Nu, mulțumim, sunt aici unii dintre ei, să ascund. Ajunge și Alina Eremia în curând, ia uite. Noi mergem mai departe la Reida, bun, rămânem Irina, în zona asta. Irina a făcut curățenie în sufrageria ei. Irina a făcut curățenie în sufrageria ei și a venit direct de acolo. Fain. Și îi este frică. Multe ore de studio, multe ore de studio care se soldează cu ciarcăne și cu... N-are nimic. Dar să sperăm că produsele merită munca. Bio. Dar lansăm album, în câteva zile lansăm cine? Album și merită. Cine cu cine lansează, că nu... Irina lansează album în câteva zile? Pe 19. Pe 18 avem lansarea video și pe 19 avem lansarea audio la cafe, la Hard Rock Cafe. Plasare de produse. Ei, vă aștept acolo!